Jandarmeria Suceava și-a reafirmat vinerea angajamentul de a asigura desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentelor publice cu un număr mare de participanți. Astfel, în perioada 23-25 august, efectivele de jandarmi vor fi prezente la mai multe manifestări importante din județ. Aceștia vor veghea la buna desfășurarea festivalului Cetatea de Rock a Sucevei, de pe platoul Cetății de Scaun și a festivalului Târgul Olarilor Ochi de Păun din Rădăuți. Totodată, jandarmii vor asigura ordinea publică la festivalul de muzică folk Ridică-te Ștefane din Putna, precum și la evenimentele din cadrul Zilelor Comunei Moara, festivalului Hora de la Forăști și Sărbătoarea Muntelui pe Masivul Rarău. Jandarmeria a transmis și câteva recomandări pentru participanți: respectarea indicațiilor organizatorilor și ale forțelor de ordine, comportament civilizat, atenție sporită față de copii și bunurile personale, precum și evitarea conflictelor. Pentru cei care planifică drumeții montane, jandarmii sfătuiesc să parcurgă doar traseele cunoscute, să se echipeze corespunzător și să nu se apropie de animalele sălbatice. În caz de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze la patrulele montane sau să sune la 112. Jandarmeria Suceava a precizat că rămâne alături de cetățeni pentru a asigura un weekend liniștit și sigur.